Cu toți am auzit de uleiul de măsline. Știm, este un produs sănătos și vrem să-l includem în alimentația noastră și chiar să urmăm diferite tratamente naturale pentru sănătate și frumusețe cu ulei de măsline. Dar ce ulei de măsline să alegem? Pentru că pe piață există foarte multe sortimente de ulei de măsline. În cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății ne-am propus să vedem ce ulei de măsline ar trebui să alegem dacă ne dorim într-adevăr un ulei de calitate care să ne ajute sănătatea. Așa cum știm, există ulei de măsline extra virgin, virgin și rafinat. Haideți să vedem pe rând ce înseamnă toate aceste tipuri de uleiuri. Uleiul de măsline extra virgin se obține din măsline care sunt culese din copaci în momentul în care ele încep să se coacă, în momentul în care nu sunt încă coapte, doar încep să se coacă. Nu este vorba de măslinele care deja s-au copt și au căzut pe pământ. Așadar, aceste măsline care încep să se coacă sunt culese și apoi sunt presate la rece. Acea pastă care se obține se separă apoi în ulei de măsline, în pasta care rămâne și în apă. Acesta este uleiul presat la rece extra virgin. Este vorba așadar de o prelucrare mecanică și nu sunt depășite 27 de grade Celsius. Acest ulei, cu o compoziție de excepție, se obține așadar prin presare la rece a măslinelor care încep să se coacă într-un anume moment de coacere al măslinelor. Și presarea trebuie să se facă cât mai rapid după momentul culegerii. Așadar, este o perioadă scurtă de timp în care fermierii, cei care se ocupă de producerea uleiului de măsline extra virgin, culeg măslinele care încep să se coacă imediat la nivel de câteva ore, le spală, le zdrobesc și intră în procesul de presare la rece. Acest ulei are o aciditate mai mică de 0,8%, pentru că aici trecem în categorisirea uleiului de măsline în funcție de aciditatea acestuia. Așadar, uleiul de măsline extra virgin trebuie să aibă o aciditate mai mică de 0,8. Asta înseamnă că pe etichetă trebuie să scrie ulei extra virgin, aciditate mai mică de 0,8%. Dacă aciditatea este peste 0,8%, dar sub 2%, este vorba de ulei virgin. Uleiul de măsline virgin se obține tot prin presare la rece, dar aici este vorba de o altă calitate a măslinelor, de un alt moment de culegere a măslinelor și atunci aciditatea este ceva mai mare. După cum spuneam, uleiul de măsline extra virgin trebuie să aibă o aciditate mai mică, de 0,8%. Uleiul virgin între 0,8 și 2%. Apoi trecem în zona altor uleiuri. Aceste alte uleiuri, să le spunem așa, se obțin din măsline care sunt deja coapte și care au căzut pe pământ. Uleiul care se obține din măslinele deja coapte care au căzut pe pământ este un ulei lampant, așa se numește el atât în Grecia, cât și în Italia, cât și în Spania, în țările care sunt mari producătoare de ulei de măsline. Și acest ulei lampant trebuie prelucrat și prelucrarea se face cu substanțe chimice. Acest ulei obținut din măslinele coapte și căzute pe pământ este ceva mai ieftin pentru că este mult mai ușor să culegi măslinele odată coapte și căzute pe pământ și chiar dacă și el este obținut tot prin procedee mecanice, ajunge la o aciditate de peste 2% și nu este comestibil. El este destinat
pentru rafinare. Și așa ajungem să vorbim despre uleiurile rafinate. De ce este nevoie de o rafinare? Este nevoie de o rafinare pentru că prin intermediul rafinării, care înseamnă intervenție cu anumite substanțe chimice, uleiul ajunge să aibă o culoare mai plăcută. Sunt îndepărtate impuritățile, mirosurile neplăcute, riscul de a începe să miroase mai urât după o lună, 2, 3, 4, 5, 6, pentru că uleiul de măsline nefiltrat, lăsat așa, pur și simplu, uleiul de care am vorbit noi, dacă se învechește, începe să apară niște depuneri și în timp să miroase urât. Și aceste lucruri, aceste riscuri, sunt îndepărtate odată cu această intervenție chimică de rafinare. În plus, în acest proces de rafinare este coborâtă aciditatea uleiului de măsline, astfel încât acesta să fie bun pentru consum. Și în plus, bineînțeles, este combinat și cu un alt ulei virgin sau extra virgin. Așadar, în cadrul procesului de rafinare se acționează asupra acidității uleiului, asupra culorii uleiului și în privința mirosurilor. Mai exact, sunt eliminate riscurile ca mirosul să fie neplăcut la un moment dat. Așadar, acest ulei rafinat este normal să fie mai ieftin și uleiul virgin și extra virgin să fie uleiuri mai scumpe. Trebuie să spunem că în acest proces se pierd din principiile active ale uleiului de măsline. Așa cum știm, uleiul de măsline conține acești grași nesaturați. Tocmai de aceea, uleiul de măsline este foarte bun pentru cei care au probleme cu colesterolul, pentru că el scade colesterolul rău și crește colesterolul bun. Mai apoi, uleiul de măsline conține și vitamina E și vitamina K, mai conține sodiu, calciu, potasiu, fier și câte și mai câte, dar el conține și polifenoli și acești polifenoli se pierd în cadrul acestor procese. Uleiul de măsline extra virgin este cel bogat în polifenoli. Dar aici mai este o discuție. Cum sunt catalogate uleiurile de măsline extra virgine în funcție de cantitatea de polifenoli conținută? Și în Grecia, de exemplu, se discută de o categorisire a uleiurilor de măsline extra virgine din punctul de vedere al concentrației de fenoli, pentru că acest lucru diferă, chiar dacă este vorba de ulei de măsline extra virgin, pentru că aici contează și măslinele din care este obținut acel ulei de măsline extra virgin. Anumite soiuri de măsline sunt mai bogate în fenoli, altele mai puțin bogate în fenoli și atunci, bineînțeles, și uleiul obținut din ele, chiar dacă este un ulei presat la rece din măsline care tocmai încep să se coacă, extra virgin făcut ca la carte, nu este atât de bogat în polifenoli. Noi nu ne putem da seama singuri, bazându-ne doar pe simțurile noastre, că este vorba de un ulei de măsline extra virgin, mai bogat sau mai puțin bogat în polifenoli, chiar dacă de-a lungul timpului s-au încercat a se face diferite corelații între diferite aspecte ale uleiului de măsline și concentrația de polifenoli a acestuia. S-a spus, de exemplu, că poate culoarea mai verde a uleiului de măsline ar fi în corelație cu cantitatea de polifenol conținută de acesta. Altfel spus, cu cât uleiul de măsline ar fi mai verde, ar fi vorba de o concentrație mai mare de polifenoli. Însă cercetările au infirmat această idee. Tot așa, la un moment dat s-a spus că dacă este vorba de un ulei mai dens, mai gros, mai viscos, concentrația de polifenoli ar fi mai mare și acest lucru a fost infirmat de cercetări. Există însă o legătură între gustul puțin amar și înțepător și cantitatea de polifenoli conținută, pentru că polifenolii sunt cei care dau gustul
puțin amar și înțepător. Atunci când guști un ulei de măsline extra virgin bogat în polifenoli, ai senzația de înțepătură, parcă te pișcă ceva pe gât. Polifenolii sunt cei care dau această senzație de înțepătură, de gust înțepător, iute și amar. Însă, cum nu suntem degustători de ulei de măsline, trebuie să ne bazăm pe rezultatele studiilor de laborator. Așadar, producătorii de ulei de măsline extra virgin fac analize și se vede dacă uleiul lor de măsline extra virgin este bogat și cât de bogat în polifenoli. Așadar, dacă noi vrem să cumpărăm un ulei de măsline extra virgin bogat în polifenoli, trebuie să ne informăm de uleiul de măsline al acelui producător. Pentru că, după cum spuneam, există uleiuri de măsline extra virgine, presate la rece, foarte bune, dar unele sunt mai bogate, altele mai puțin bogate în polifenoli. Dacă noi vrem să facem, de exemplu, un tratament natural cu ulei de măsline, trebuie să fim foarte atenți la ce ulei de măsline alegem și să fim atenți la compoziția uleiului de măsline extra virgin. După cum spuneam, deja în Grecia există catalogări ale uleiului de măsline extra virgin și din acest punct de vedere, mai bogat sau mai puțin bogat în polifenoli. Chiar există un test Aristoleo rapid, după care se vede cât de bogat este un ulei de măsline extra virgin în polifenoli. Dar, ca să revenim, după cum spuneam, trebuie să ne informăm despre producători. Și există foarte mulți producători mici în Grecia care produc un ulei de măsline extra virgin de calitate și bogat în polifenoli. Un asemenea producător este Diles Andreas, pe scurt DA. Produce uleiul DA Dileica. Dileica este numele localității unde are livezile de măslini, din care produce acest ulei de măsline extra virgin de o calitate deosebită. Dileica, numele localității, vine chiar de la numele familiei Diles, o familie care din tată în fiu, din generație în generație, se ocupă cu producerea uleiului de măsline extra virgin. Dileica este o localitate foarte aproape de Metoni, în Grecia continentală. Și aici ne-am permite o sugestie pentru români. Atunci când merg în vacanță în Grecia, știm că preferă marea, plajele, sejururile pe litoral, dar credem că ar trebui să descopere și Grecia continentală. Ar avea foarte multe lucruri deosebite, extraordinare de văzut și de aflat. Și ca să revenim la uleiul de măsline extra virgin de A. Dileica. De ce este un ulei de o asemenea calitate? Credem că este vorba și de măslinele care se cultivă în această zonă. Este vorba, după cum spuneam, de peste 10 hectare care sunt și certificate ecologic, dar este vorba și de un ulei de măsline extra virgin, care pe lângă faptul că este obținut presat la rece prin procedee mecanice ca la carte, este și bogat în polifenoli și tocmai de aceea este foarte bun pentru sănătate. Toată această compoziție de excepție a uleiului de A. Dileica, pe scurt DA Dileica, este detaliată pe etichetă. După cum spuneam, trebuie să fiți foarte atenți la etichete, să citiți etichetele produselor și în cazul uleiului de măsline, puteți vedea pe etichetă ce conține acel ulei de măsline, cum a fost obținut și unde, pentru că este foarte important să știți și locul de unde a fost obținut acel ulei de măsline, de unde provine el și cum a fost obținut, dacă este vorba de presare la rece, de primă presă și așa mai departe. Și trebuie să fiți foarte atenți și la mențiunea referitoare la aciditate. Dacă este vorba de o aciditate de sub 0,8%, este vorba de un ulei extra virgin. După cum spuneam, uleiul extra virgin este obținut prin procedee mecanice, prin presare la rece din măsline
culese din copac în momentul în care ele încep să se coacă. Dar după ce am cumpărat un ulei de măsline extra virgin de calitate, trebuie să fim foarte atenți și cum îl păstrăm și cum îl utilizăm, pentru ca să beneficiem într-adevăr de toate calitățile acestuia. Cum păstrăm uleiul de măsline? Trebuie să știm că el este foarte sensibil la căldură, la lumină, la oxigen. Tocmai de aceea, mulți producători de ulei de măsline extra virgin își comercializează produsul îmbuteliat în sticle de culoare închisă. Dar dacă este să ne gândim și la cum ne este mai convenabil din punct de vedere financiar să achiziționăm ulei de măsline presat la rece extra virgin, trebuie să spunem că ne este mai convenabil dacă cumpărăm cantități mai mari. Și atunci uleiul da Dileica se găsește și la cutii de 3 litri. Este vorba de cutii de tablă de 3 litri, care au într-o laterală un robinet care ne ajută să luăm de fiecare dată din această cutie cantitatea de care avem nevoie pentru a o utiliza. Pentru a o utiliza în a o include în diferite rețete sau în diferite tratamente pentru sănătate și frumusețe, după cum spuneam. Ca să păstrăm toate calitățile acestui ulei, trebuie să spunem că nu trebuie să îl utilizăm în mâncăruri care se prepară la o temperatură înaltă mult timp. Putem să punem, dar doar dacă este vorba de câteva minute la o temperatură foarte mare. Atât. Dar putem să utilizăm acest ulei, după cum spuneam, în diferite salate, în diferite mâncăruri care nu necesită o preparare termică înaltă și îndelungată. Îl putem utiliza în diferite tratamente naturale pentru sănătate și frumusețe. Nu ne-am propus ca în această ediție a emisiunii noastre Arena Sănătății să vorbim despre tratamentele naturale cu ulei de măsline. Vrem doar să spunem că este un produs care este foarte bun pentru a ne menține sănătatea și frumusețea. Doamnele, cu siguranță cunosc binefacerile uleiului de măsline, pentru că ne ajută foarte mult să ne menținem sănătatea pielii, poate fi utilizat în masaje, are și un efect antirid, dar este foarte bun și pentru sănătatea scalpului, mai ales doamnele care se vopsesc des și care în timp ajung să aibă probleme cu părul, să fie foarte uscat, să fie despicat, să cadă, pot să-și facă tratamente cu ulei de măsline. Cum anume, se fricționează capul cu ulei de măsline, chiar și pe toată lungimea firului de păr se aplică ulei de măsline, stăm un timp cu capul învelit într-un prosop și apoi ne spălăm pe cap și, bineînțeles, clătim cu oțet ca să se ia toată acea grăsime și să se ducă și mirosul și părul să fie strălucitor. Și o să vedeți cum vă simțiți scalpul și pielea după un tratament de frumusețe cu ulei de măsline. Și apoi, pentru sănătate, există foarte multe recomandări. Este și un bun laxativ uleiul de măsline. După cum spuneam, îi ajută și pe cei care se confruntă cu afecțiuni cardiovasculare, cu un colesterol mărit, pentru că el scade colesterolul rău și crește colesterolul bun. Are și un efect antiinflamator și atunci este recomandat și pentru cei care se confruntă cu diferite artrite, cu dureri reumatismale și câte și mai câte. Și apoi trebuie să spunem că uleiul de măsline este foarte bun și atunci când ne confruntăm cu răceli și cu gripe. Și este foarte bun în combinație cu usturoi
pisat. Noi, în cadrul emisiunii noastre Arena Sănătății, am mai vorbit despre usturoi și cum știm că ați apreciat foarte mult emisiunea noastră Arena Sănătății dedicată usturoiului, lucru pentru care vă mulțumim din suflet, vrem ca și acum să venim cu două rețete de ulei de măsline cu usturoi. Rețete simple pe care le poate face oricine acasă. De exemplu, în caz de răceală, gripă și sinuzită, se ia o linguriță de usturoi pisat și se combină cu o lingură de ulei de măsline cald. Se consumă acest amestec seara și o să vedeți că sinusurile încep să se desfunde și răceala să treacă mult mai repede. O altă rețetă tradițională cu usturoi și ulei de măsline este recomandată celor care se confruntă cu colesterolul mărit. Cum se procedează? Se face dintr-o jumătate de litru de apă un ceai din plante și se adaugă 3 lingurițe de usturoi pisat și 2 linguri de ulei de măsline. Se bea acest amestec de 3 ori pe zi, timp de o lună. Apoi se face pauză și în timp colesterolul va scădea și se va menține la niște valori rezonabile, să spunem. Bineînțeles, trebuie să țineți seama și de alimentație. Pentru că, așa cum bine spunea Hipocrate, trebuie să avem de grijă ca alimentația, ca hrana să ne fie și leac. Noi vrem, bineînțeles, să vă mai prezentăm și alte remedii naturale și, bineînțeles, să mai vorbim și despre uleiul de măsline extra virgin, pentru că merită. Până atunci, vă invităm să intrați pe accmediachannel.ro și să găsiți acolo și alte emisiuni de sănătate. Bineînțeles, vă invităm să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook. Sperăm să vă placă emisiunile noastre, sperăm să descoperiți lucruri utile și interesante. Vă mulțumim tare mult pentru că ne urmăriți și vă dorim multă sănătate!